Mai este puțin până la sărbătorile de iarnă, când toți românii își doresc un pom de Crăciun în casă. Așa cum s-a întâmplat în fiecare an, alături de ofertele comercianților din piețe, bradul de iarnă va putea fi achiziționat și de la Ocolul Silvic. Din cauza cererii tot mai scăzute, anul acesta Ocolul Silvic Sinaia va scoate la vânzare 250 de brazi și molizi. Aceștia vor fi recoltați doar din pepinieră sau din pădure de pe culoarele electrice. Vom avea circa 250 de pom de iarnă, având în vedere cererea redusă pe care o înregistrăm de câțiva ani. Sunt și alți concurenți pe piață și, în general, a mai scăzut puțin presiunea asupra pădurii din partea sineenilor, rămânând să ne apărăm de o altă categorie de oameni pe care mă abțin să le spun numele. În pepiniera Ocolului Silvic Sinaia, alături de larice și pin, din acest an au fost aclimatizate și alte specii de conifere, cum este bradul caucazian. Deși acum sunt mici, peste câțiva ani vom avea ocazia să cumpărăm bradul caucazian cultivat în România. După cum observați, am început încă din acest an să producem puieți din alte zone ale Europei. Am adus bradul de Caucaz, cu care sperăm să avem un câștig din punct de vedere al aspectului la valorificare. Brazii vor putea fi achiziționați de la Ocolul Silvic Sinaia cu prețuri cuprinse între 23 și 30 de lei plus TVA.